Potrivit reprezentanților Bibliotecii Județene Ionită Scipione Bădescu, pentru a putea ocupa acest post, cei interesați trebuie să aibă studii superioare, umaniste, să cunoască limba engleză, nivel avansat, dar și să aibă cunoștințe de operare pe calculator. Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: o cerere de înscriere, copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, o copie după actul de identitate, un curriculum vitae, cazierul judiciar, dar și o adeverință medicală de la medicul de familie. Concursul va consta în 4 probe, respectiv testare pe calculator, care este probă eliminatorie, testare în limba engleză, care la fel va fi probă eliminatorie, o probă scrisă din cultura generală și competențe de scriere proiecte, dar și un interviu. Concursul va avea loc în data de 14 noiembrie 2012, respectiv probele eliminatorii și proba scrisă, începând cu ora 9, la sediul Bibliotecii Județene Sălaj. De asemenea, interviul va avea loc în data de 16 noiembrie, începând cu ora 10. Informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul Bibliotecii Județene, Piața Iuliu Maniu, numărul 13, etajul 1, telefon 0260-632-007, e-mail bjs@secretariat@yahoo.com.